Salariile a circa jumătate dintre bugetari vor crește în medie cu 5% de la 1 august, ca urmare a aplicării ordonanței de urgență privind echilibrarea salariilor bugetarilor, a anunțat Dan Suciu, purtător de cuvânt al guvernului. Pentru unele categorii de bugetari, majorările ar putea fi mai consistente. De exemplu, în cazul asistenților sociali s-ar putea ajunge la creșteri de până la 20%. Potrivit lui Dan Suciu, toate datele de majorare se vor raporta la un salariu minim de 1.250 de lei, cât va fi de la 1 mai 2016. În urma unei noi creșteri. Dan Suciu a precizat că impactul bugetar ar putea fi de circa 500 de milioane de lei în 2016, în condițiile în care majorările se vor aplica de la 1 august. Pentru anul 2017 a fost calculat un impact bugetar de 1,5 miliarde de lei net, adică 2,3 miliarde de lei brut. Dan Suciu spune că disfuncționalitățile apar mai ales la nivelul salariilor mici. De aceea, modificările vor fi făcute undeva pe la jumătatea claselor de salarizare. De asemenea, vor fi eliminate situațiile în care pentru munca egală se aplică salarizări diferite. Guvernul a discutat în ședința de miercuri o ordonanță de urgență care să echilibreze salariile celor mai mici ale bugetarilor, anunța premierul Dacian Cioloș. El a mai spus că ordonanța se va aplica din a doua jumătate a acestui an și a motivat-o prin nevoia de a corecta anumite lucruri imorale sau chiar ilegale din salarizarea bugetarilor. Cioloș a mai anunțat că executivul va pune în dezbatere publică și un proiect de lege privind salarizarea unitară a bugetarilor, împreună cu un proiect de lege privind reforma administrativă. Miercuri a avut loc o primă discuție pe marginea proiectului de ordonanță de urgență, urmând să fie adoptat în ședința de săptămâna viitoare, după discuții cu partenerii sociali. Cioloș a mai anunțat că executivul lucrează și la un proiect de lege privind salarizarea unitară, care urmează să fie pus în dezbatere publică în perioada imediat următoare, pentru a fi discutat cu sindicatele și societatea civilă. Este un proiect de lege care vine cu o abordare multianuală din 2018 încolo, în ideea de a evolua spre o salarizare unitară, a afirmat premierul. Acesta a precizat că legea salarizării unitare va fi corelată cu reforma administrației publice.